Și-am să iau din dragostea din inima mea și-am să picure din inimile rău. Și-am să iau din puterea mea și-am să dorm în vasele rău. Oameni care să se așeze în sfărdură, oameni care să mă cheme pentru țară. Pentru că am însemnat teritoriul unde ocrotirea va fi o ocrotire dublată. Am însemnat cetăți pescăoate și am însemnat locuri de izbăvire unde am să-i port, am să-i călăuzesc pe ai mei. Și vor fi scutiți de avalanșa de evenimente care vor mătura la vale mulțimi de oameni. Dar pe ai mei care își pun încrederea în mine și care fac în vremea asta slujba mijlocirii, am să-i așez în grădituri de protecție și vor fi păziți ei și casele lor. Și mai mult decât atât, am să întorc pe cei ce-și fac numărătoarea pe meleagul străin. Că a fost o vreme a plecării, o vreme în care am hotărât ca de pe altarele cu foc sfânt din țară să fie purtate torțe purtătoare de lumină și căldură în afară, în alte teritorii și să fie depusă mărturia mlării cu mine. Și radia mea s-a extins și s-a înălțat numele meu în multe locuri însemnate de pe teritorii îndepărtate, zice Domnul. Dar a venit vremea de-a toarce și voi trimiteți vestea la cei dragi, la cei răspirați și împrășteați în diferite locuri, că a venit vremea întoarcerii și-ți deschise porțile lac să-i primească pe ai mei. Că vine vremea când se vor închide porții și mulți vor vrea să vină și nu vor mai putea. Dar acum, pe cel sincer, ce mă caută cu sinceritate, vreau să-l conduc spre loc de scut, spre loc de ocrotire și voi duceți vestea asta mai departe, că-i vremea întoarcerii pentru cel ce vrea să ascult. Și voi mijlociți pentru țară. Că și această are, această măsurătoare de teren, această zonă, are locuri însemnate ca cetăți de scăpare. Și vreau să experimentați voi înșivă frumusețea izbăvirilor luna pentru voi vremea ce vă străinde. Că vânturile ce-au suflat au purtat pleavă și gunoare. Dar astăzi vreau să purtăți, pentru că fiecare să guste din bunătatea mea. Pentru că în această răbătoare curge izvorul vieții și cel ce bea din apa mea capătă viață și capătă putere de deosebire ca să știe ce are de făcut în vremea asta. Să rămâne între fii ocrotirii, între cei ce beneficiază de protecția mea, zice Domnul, că peste cel înțelept viu sunt și viu voi rămâne, zice Domnul, am să cobor nori de lumină, nori de ascundere, care va lucra pentru el protecție deosebită. Că-l vor căuta ochii pândari pe dinapoi și pe dinainte, îl vor căuta urmăritori din toate părțile, dar cel ascuns în norul meu de lumină rămâne protejat, ascuns și rămâne viața să vorbim. Iată, a avut grijă și umilitorul să deschidă izvor de tulburare. Și vai, mulți se agapă dintr-un astfel de izvor. Și cel ce ia din apa tulburării e înfășurat de frică, de teamă, de nesiguranță și-i gata să ia hotărâri privit.
caută să se adăpostească după scuturi omenești cu influență demonică și caută să-și scape astfel viața neștiind cu va pierd. Cine are urechi auzit sau nu beți din izvorul tulburării, nu vă lăsați cuprinși de ceapă și spaimele morții, nu vă înșiruiți ca cei neînțelepți ce caută să se adăpostească după scuturi drăcești. Nu, nu. Voi cereți ocrotirea mea și rămâneți în lumină. Pentru că veți experimenta frumusețea păcii coborâtă de sus, care dă și echilibru și putere de la înaintare. De aceea, adăpați-vă din izvorul vieții, curăță și diavolul adăpătorii, ca să se poată pleca și cel de sus și cel de jos, și cel mic și cel înalt, să se poată adăpa fiecare din diavolul pus la pe mână, că apa vieții va lua viața pentru cel ce ia astăzi din păzii cei domnitori.